Așa cum a promis, președintele Asociației Clepsidra, preotul Cornel Paiu, a reunit la galeriile Clubului Boemia o serie de iubitori de artă din român pentru un dublu eveniment cultural, vernisarea expoziției personale a artistului pietrean Petru Diaconu și lansarea volumului de poezii 28 de trepte ale realului a poetului Dan Iacob. Evenimentul este organizat de Societatea Culturală Clepsidra, de filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România și, desigur, de Clubul Boemia, care și-a propus să renască aici la Roman Boema. Boema mare în toată țara, dar iată renaște aici la Roman. Dar puteți să mă contraziceți. Îmi revine sarcina în seara aceasta să fiu moderatorul unui dublu eveniment. Vernisaj, expoziție de pictură și deodată o lansare de carte. Vernisajul aparține domnului Petru Diaconu. Mi-amintesc că domnul profesor Lucian Stroc, când l-am anunțat, nu s-a putut abține să nu facă o glumă. Iată, la Roman se întâlnește popa cu Diaconu. Vernisarea expoziției artistului plastic Petru Diaconu a fost realizată de criticul Lucian Strochi, care a subliniat valoarea artistică deosebită a unuia dintre cei mai prolifici artiști plastici nemțeni. În fiecare lucrare a sa, acesta are puterea de a se reinventa. Aveam și n-aveam dreptate când spuneam că cunosc lucrarea lui Petru Diaconu, unul dintre autorii pictorii extrem de prolifici, dar cu rezultate dintre cele mai interesante. Aparent, el este un eleat, pentru că câteva teme, și voi vorbi despre ele, se repetă la anumite intervale. În realitate, aș spune că e un om de echilibru, pentru că era critic, pornirea interioară, nevoia de a veni de fiecare dată cu ceva nou, îl face să-și echilibreze propriile lucrări. Am mai spus-o, forța extraordinară pe care o prezintă Petru Diaconu se bazează pe câteva elemente. Aș spune că efortul de reducție este cel care impresionează, nu de explozii. Cea de-a doua parte a manifestării a constat în lansarea volumului de poezie a pietreanului Dan Iacob, intitulat 28 de trepte ale realului. Analiza conținutului poeziilor a fost făcută de criticul ieșean Cristina Dascălu. Elementele acestea se întâlnesc și în poezia lui Dan Iacob. Elemente masculine, feminine, sunt menționați cifra 4, apare cifra 4, apare cifra 3, cifra 4, sunt patru poezii dedicate fiului încă nenăscut. Deci, din nou, vorbim nu de cifra pământului, cifra cerului, masculinitate, feminitate și dacă pune 4 cu 3, cele patru elemente. Cele trei principii și așa mai departe. Și trebuie dintr-o dată în chimie, în alchimie. Cu siguranță se poate observăm și aceste elemente de alchimie în poezie și elemente mitice, arhetipale. Și mai e un lucru aici. Este cartea unui autor care și-a făcut foarte bine lecturi. Deci, pe de o parte, este o poezie confesională. Cum ar putea fi poezia anilor 50, Silviei Kners, dar pe de altă parte... Sunt și scrise în anii 70, 80, 80, 80. Cu temele acestea profund personale, de nădejdea, chiar depresia, chiar colul acesta al ființii umane care nu-și găsește aleasa. Versurile lui Dan Iacob dovedesc o mare sensibilitate artistică, ca în poezia Până nu te-am iubit. Și spune așa, până nu te-am iubit, final, până nu te-am iubit, n-am înțeles de bine, că nu mă pot cunoaște pe mine, cred că era însumi, decât prin tine, iubita mea. Până nu te-am iubit, n-am înțeles de bine cât de sărac și de singur și de albimă nu i-am fost, până când nu te-ai îndurat să mă locuiești, iubita mea, și că fără tine, fără iubirea ta, fără iubirea noastră și acum, din nou, trimiterea la religios, citat, de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de-aș avea atâta credință cât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu am.
Nimic, nu am și nimic. Scriitorul Dan Iacob mărturisește faptul că poeziile volumului 28 de trepte ale realului sunt creații care aparțin epocii studenției bucureștene din anii 1980-1985. Aceste poeme, vreau să repet, sunt rodul unor căutări prin tinerețe. Le-am scris între anii 1980 și 85. Ultimul poem este un poem mai târziu, scris mai târziu. Iar recitindu-le la rândul meu, îmi dau seama că temele importante le-am căpătat atunci. Pentru că, deși făceam facultatea de transporturi la București, activam la o trupă de teatru Alma la Casa Studenților, descoperisem orizontul filozofiei lui Blaga, Noica, cărțile lui Iliade. Invitații seratei culturale de la Clubul Boemia au apreciat efervescența vieții culturale din municipiul de la confluența Moldovei cu Siretul și au subliniat oportunitățile schimburilor interculturale între romani și municipiul reședință de județ.